La bună regăsire, dragi telespectatori ai emisiunii Business Philosophy. În seara aceasta avem ca invitat pe unul dintre cei mai mari alpiniști români și la nivel internațional, David Neacșu, care este și fondator al Himalaya, unul dintre cel mai mari retailer de produse pentru călătorii din România. Bine ai venit alături de noi, David. Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru prezentare. Cel mai mare... Unul dintre începători, să zic așa, de cum anii 90. Cum ai spus tu, cei mai mari sunt cei care sunt în viață. Cei mai buni alpiniști sunt cei rămași în viață, într-adevăr. Laurențiu Ciornei este de asemenea alături de noi. Salutare, Laurențiu! Bună seara, bună seara, David! Ne bucurăm că ești alături de noi. Pentru mine ești unul dintre alpiniștii care au deschis... să zicem așa, pârtia către marile realizări. Caucaz, Alpii și, bineînțeles, Kilimanjaro și, bineînțeles, Everest. Mulțumesc frumos! Ileana Vlăduz ne va prezenta rubrica Alegeri potrivite. Bună, Ileana! Bună seara! Bine v-am regăsit și aștept cu nerăbdare să văd pe unde ne poartă astăzi, David, pe la ce înălțim. Așa că o să vorbesc mai puțin cu alegerile potrivite azi. Iar marele actor Victor Ila ne va prezenta deja celebra rubrică Munca la negru. La bună regăsire, Victor! Rubrica dumneavoastră preferată, te salut! David, te așteaptă toată țara, Congo te așteaptă! Ești singurul alpinist în viață care este iubit și apreciat în Congo. Te pup! Te pup! David, trebuie să mărturisesc că mi-amintesc cum acum aproximativ 25 de ani sunam cu atât de mare plăcere să obținem vești despre expedițiile tale în calitate de redactor șef la Mediafax și să dau știrea la toată presa, o prelua inclusiv Laurențiu la evenimentul zilei ca redactor șef. Nici n-ai idee, Romeo, mă bucur nu numai că te-am regăsit pe tine, dar uite... Acum mi-aduc aminte și de adevărul din perioada acum 25 de ani, când singura noastră legătură era faxul și telefonul ăla cu buroții. Iar în Congo, să știi că am fost, am ajuns în Congo, dar din Uganda am intrat. Am fost de 9 ori pe vârful Ruwenzori din Uganda și de fiecare dată am fentat puțin, că n-aveai voie să intri prin Congo. Dar... la câteva sute de metri pe partea congoleză e un alt vârf și l-am făcut de fiecare dată de câte ori am fost și am intrat și în Congo. Și de aceea probabil că mă iubiți voi congolezii pe mine. Iubesc partea aia de lume. Africa e o zonă fantastică, nemaipomenit. Vorbeam mai devreme cu Romeo pe unde am fost. Am fost în toată lumea, dar iubesc Africa și m-aș însura cu America de Sud. Iau, dacă tot vorbim despre vremurile bune petrecut la Mediafax și la Orange, la evenimentul zile, îmi aduc aminte cu mare plăcere când făceam mișto de trei ziare care așa aliniate sunau cam așa, adevărul de azi dimineața, că erau trei ziare, adevărul azi și dimineața. Dimineața, da. Cântam foarte tare când cântam. Băi, asta e adevărul de azi dimineață. Era da. Super tare. Parcă era altă presă atunci. Eu știu. Cred că au rămas sufletiști și în perioada asta. O zic eu care sunt pe din afara presei. M-au sprijinit totdeauna în plecările mele, în expedițiile mele. Am 54 de expediții în viața mea organizate, conduse și la care am participat. Și întotdeauna presa mea a fost... Și cei din Congo te vor sprijini în continuare, să ai. Ok. Mă feresc să merg în zonele de joasă altitudine. Pentru că, în general, oamenii care trăiesc la altitudine sunt oameni mai buni decât cei de jos. N-am ce căuta în zonele joase. Mă duc sus. Cât mai sus, acolo sunt oameni adevărați. La 1000, cel puțin. Tu ești o bijuterie națională, să știi că noi trebuie să te laudăm cât ești în viață. Că după ce treci pe lumea aia la altă, nu mai contează laudele. Nu. Acum trebuie să te laudăm. Nu, nu avem nevoie de laude și cred că nimeni nu are nevoie atâta timp cât e întreg la minte. Nu are nevoie de laude. Dar să știi că niciun avion n-a rămas în aer.
toți ne facem, ne facem datoria pe pământ acum, așa cum considerăm și cât, cât putem de bine. Eu mi-am făcut-o... Să ne scuze moderatorul că am intrat în valul și... Da, mi-a luat... Aveți amintiri comune, Uganda, Congo, vă înțeleg. Scuze-ne, Romeo, ne-am luat cu dale noastre. Că e atâta bucurie să te avem în studio. Drăgule, e foarte greu să sintetizăm din cele peste 60 de țări din lumea întreagă pe care le-ai străbătut, 54 de expediții. Am să intru în subiect direct. Perioada asta de pandemie, turismul montan, aș putea spune că a cunoscut o oarește dezvoltare. Oamenii nu au mai accesat city break-uri, excursii în Grecia, în Santorini și s-au dus pe munte. Speriați puțin și de COVID, de mesajul că mișcarea în natură este sănătate curată. Tu ai dezvoltat, imediat după ce ai pus ghetele în cui să folosesc expresia din fotbal, da, ai venit în sprijinul montaniarzilor și ai lansat un lanț de magazine, de retail, Himalaya și un nume sugestiv. În lumea, în perioada aceasta, accesează produsele... Domnule Romeo, și pe noi pandemia asta, pe mine ca firmă, m-a lovit ca un mărfar, în plin, frontal, dar de la 1 iunie și-a revenit peste așteptări. Și asta, în mare parte, datorită faptului că românii nu au ales să plece afară. Se poate pleca afară dacă ai anumite condiții, dar au preferat să rămână în țară și pe bună dreptate au ce vedea în țară. Poate că e un moment să-și dea seama că avem o țară fantastic de frumoasă. Eu întotdeauna am spus, n-are sens să te duci peste ocean ca să vezi o țară unde, eu știu, un castel seamănă al nostru cu cel din, eu știu, din Franța. Nu, ale noastre... ale lor seamănă cu ale noastre. Avem lucruri nemaipomenite de frumoase. Și cei care au rămas în țară au ales bine, părerea mea. Iar ieșirea pe munte, eu o consider un succes teribil pentru, și pentru sănătatea omului în general, celor care au ales chestia asta, dar și pentru dezvoltarea ce urmează după treaba asta, echipamente. Firma mea și-a revenit aproape complet. N-a fost... nu m-am așteptat la boom-ul ăsta, dar există un revers întotdeauna și am să-l spun tot timpul. Dacă până în perioada pandemiei, în perioada normală a turismului montan, până acum un an, strângeam sute de, știu eu, peturi pe munte, acum câte mii de peturi voi găsi? Sper să nu fie ăsta reversul. Ca oamenii să lase atâta mizerie cât da, este... cât n-ar trebui. Munții trebuie să lăsați curați. Avem de lăsat celor de după noi natura așa cum trebuie să fie. Este un revers al medalii, acel troller, acea imagine virală cu cel care avea o boxă într-o mână și asculta manele, iar în cealaltă un troller, sper că nu există trollere de munte. Nu există, dar uite că există pe munte, în schimb. Însă, cred că o companie importantă, dacă ar dori să facă o investiție și să cumpere dintr-un anumit domeniu, dacă ar accesa acum produsele de drumeție, de turism, ar fi o investiție excelentă. Sunt câteva drumuri în momentul ăsta în România care merită investit în aceste business-uri, zic eu. Unul dintre ele chiar... ieșiri outdoor, în general, ieșirea natură. A fost un boom fantastic în perioada când stăteam în casă, acea perioadă de o lună jumate, două luni, când s-au vândut toate benzile de fugă din toate magazinele, da, poate ți-au ce aminte. Acum omul nu mai vrea să alerge în casă, că nu e obligat să stea în casă. Alergă în natură, merge în natură, e fantastic. Dar câte sucursale ale magazinului Himalaya în București? Unde mai, în Brașov? În momentul de față am doar în București. Am avut în Cluj, am avut în Târgu Mureș și am avut în Brașov. Au fost închise datorită neseriozității partenerilor. Am înțeles. Și
din, nu ale mele, magazinele Himalaya, vorbesc de magazinele Daudor în România, în momentul de față, nu știu dacă le numer pe o mână. Pentru că, în general, cei care fac astfel de afacere, să zic, eu n-am făcut-o ca o afacere, am făcut-o ca o să mă ajute pe mine să pot pleca oriunde în lumea asta fără să mă întrebe nimeni. Am vrut să am bani să pot pleca fără să cer bani nimănui ca sponsorizare, să fac expedițiile mele. Și în momentul de față trebuie să înțelegem foarte bine, există trei tipuri de astfel de mișcare, să zic așa, outdoor, ceea ce fac eu și mă țin de ea, casual și leisure. Leisure-ul nu are legătură cu nimic decât cu plimbarea prin Cismigiu. Casual-ul e o chestie care o găsești, acei pantofi de alergare, nu le dau nume. E, partea de outdoor au alte caracteristici, începând de la încălțări până la bocanci, rucsaci, haine, până și ochelarii de mers pe munte, căciulă, absolut toate echipamentele sunt total diferite față de partea de casual. Și de aceea lumea ușor, ușor va înțelege, eu știu, trecerea asta, de ce trebuie să ne îmbrăcăm, să ne încălțăm și să mergem cu un anumit tip de echipament, nu un tip, același din gama aia 10.000 de modele, pentru că, de fapt, plecăm în natură să ne simțim bine, nu mergem să ne chinuim. Cred că asta e filozofia care trebuie extrasă din tot ceea ce fac eu în marile mele lanțuri de magazine. Am stat de vorbă înainte de a te invita la emisiune cu toți marii alpiniști de actualitate, să zic. Am stat de vorbă până și cu un invitat care l-am avut aici, un nătătorul, pe Paul Georgescu, da, care a traversat canalul Mânecii, campion mondial la ape înghețate. Toți, în momentul care am vorbit de tine, mi-au zis, accesez produsele de la tine, ba mai mult, ei și ajutat, i-ai sfătuit, i-ai sprijinit, da, au avut cuvinte, deci ești alături de vârfuri. De absolut toată lumea, crede-mă. Problema e cum facem să deschidem ochii și celui cu trollerul, să-l înveți să-și ia o gheată bună, să-și ia un băț de munte, ce ar trebui făcut, programe ca să... Cred că totul depinde de voi. În mare parte de voi, de media, cum vă place să spuneți, și mă bucur că folosesc același limbaj. E foarte simplu, Romeo. Nu există om să mergi pe stradă și dintr-o 100 de oameni să nu vezi 90 cu telefonul la ureche și telefoane inteligente. Hai să căutăm la un moment dat, căutând pe Google, cum să mă îmbrac pentru munte și o să afle toate cele. Nu neapărat de la mine, de la David. Nu, sunt o grămadă de sfaturi date de către oameni care se pricep. Oameni care eu îi recunosc că se pricep. Români, străini. E de ajuns să dea o simplă căutare. Nu te poate învăța nimeni cum să calci. Tu trebuie să înveți să calci mergând pe munte. Primele dăți, prima dată mai ales, o să te chinuiești de, o să zici că muntele nu-i pentru tine. Nu e adevărat. Ca în orice activitate, prima chestie e dureroasă într-o activitate de forță, cum e muntele. O să-ți dai seama că faci febră, că te dor genunchii, că normal, dacă toată ziua ai stat sau ai stat 3 luni de zile în fața unui calculator, ai pretenția să te duci pe Moldovean în 8 ore jumate, uite că ați putut. S-a putut. V-ați dovedit. Da, 3 zile m-am recuperat. După negoiu. Spun, încearcă și săptămâna viitoare și ai să vezi că poți tot în timpul ăla, dar nu îți mai faci febră. Cred că mă duc în delta săptămâna viitoare. E mai ușor. Cred că n-a fost om care să vină la mine și să nu sfătuiesc de bine. Deci ofer și consultanță. Extrem păi de important. Eu cred că lumea vine la mine mai ales pentru, nu la mine personal, în magazinele mele, mai ales pentru consultanță, pentru că își dau seama de fapt că pe lângă o banală geacă și un banal bocanc sau rucsac, trebuie să-i mai dai omului și o leacă de suflet. Dacă ai, toată viața mea am sub din sufletul muntelui, nu-i păcat să-l țin doar pentru mine sufletul ăla? Îl dau și altora. Îmi place foarte mult să vorbesc cu copiii, să-i fac să înțeleagă, vorbesc cu ei. Vin în magazin cu părinți și e bine să vorbești cu ei ca și cu un om matur. Să-l,
să-l faci să înțeleagă că de fapt el e conducătorul grupului, chiar dacă pleacă cu mama și cu tata și cu fratele mai mare. Și să simt mândri că înțeleg, de multe ori copiii înțeleg mai bine decât adulți. Nu, cazul și de copii care au fost la tine și au accesat și e extrem de important. Cum, uite cum era și la Hănescu, la Academie, faptul că stă lângă ei, antrenează, a fost fostul numărul 24 de ATP. Tu ai fost o legendă alpinismului. Lasă excesul de modestie, dar copilul să știe, bă, uite, a accesat prima expediție românească. Ai stat câte? Ai stat și 200 de zile pe an. Am stat 361 de zile, dar un an de zile am stat numai pe munte cu un an înainte de a pleca, dar în Everest. Dar mă doare când se spune, când mi se spune că am pus bocanci în cui. Încă mai merg, Romeo. Încă mai merg, dar într-adevăr, la 60 de ani, că atât am făcut luna trecută, mulți înainte, mi-am dat și o seama de fapt că nu trebuie, e loc pentru mii de oameni mai bătrâni ca mine pe munte, dar am darul de a merge, pentru că dacă ai mâncat toată viața slană, nu poți să mănânci caviar pe urmă, nu? Deci trebuie să mergi pe munte atâta din cât poți. Ideea e că încă n-am pus bocanci în cui. Anul ăsta am pierdut două expediții datorită pandemiei. Sper să revin în primăvara viitoare, adică chiar în ianuarie, să plec în Uganda a 10-a oară, ca să știi. Ai putea să le ieși pe Victor, nu? Eu te iau, dar o luăm pe partea ugandeză, de la Kasese plecăm. A, pe deja e o provocare. Mi-au mai zis mulți, vagoane de oameni mi-au zis că vor să meargă. Eu vreau rezultate. Moderatorul, dacă îmi dă voie să spun și eu două vorbe. Spune-te, rog. Romeo, se poate? Te pot refuza, dragul meu. Dragul David, ai pomenit de Uganda, e foarte bine, ai fost de 7 ore, te vei mai duce încă o dată și încă o dată și încă o dată. Uite, eu o să te invit. Când o să mai merg dincolo să mă cauți, mergem împreună. Traversăm în mod legal, că tu ai poposit în meleagurile congoleze, cum ar fi la negru, așa, n-ai intrat în mod legal. Eu o să te duc acolo să intri în mod legal, o să vezi cum trec oamenii acolo. E adevărat cum se spune că sportul unește oamenii și popoare. Iată că un român, un bun român a ajuns și în țara mea, asta îmi face să mă simt foarte bine, mă simt plantat că ai fost în Congo. O să mergem să vezi fluviul Congo, să te lupți cu crocodilul. Tu știi că crocodilul se spune că nu are limba, dar de fapt crocodilul are limba sub cerul gurii. Din fluviul Congo o să înveți foarte multe chestii, pentru că natura ne atrage. O să înveți să mănânci mucocota din bisimbisi, nioca nioca, saca saca, dongo dongo. De toate astea sunt mâncările tradiționale din Congo. Când le gusti, când le mănânci, te simți ca aproape de natură, te simți ca un nou născut și te simți foarte bine, mai pe românește spus. Altfel, dragul meu David, tu ai o mare valoare, pentru că ai acceptat să fii într-o televiziune de valoare. Canalul 33 e un canal care este la înălțime. Cum îți place ție să te duci acolo la înălțime. Iată că ai ajuns și la înălțime aici la noi, la canal 33. E foarte bine, dar să știi că provocare rămâne provocare. Din Uganda, cum ai zis tu, facem o excursie până în Congo să vezi că nu o să regreți niciodată. Din contra, o să mă mai cauți să mai mergem încă o dată. Ok. Mulțumim, Victor. Laurențiu, destăinuiește amintiri, îți trezește David, apropo de pe vremea când erai la evenimentul zilei. Doamne, mi-aduc aminte, acum mi-am reamintit de o ediție specială a evenimentului de dimineață, de prânz, era Bulina Albastră. Cred că în 1995 am supervizat, am editat un interviu pe care David l-a acordat colegilor mei de atunci, Radu Dumitrescu și Răzvan Jelezneac, și era vorba de povestea lui
pe care a avut-o când a traversat Carpații Meridionali pe timp de iarnă, cred că 93, și 94 a fost primul român care a urcat pe Kilimanjaro. Așa este, dar tu ai citit undeva, că eu nu mai aduc aminte de chestia asta. După aia ai venit cu performanța, că asta a fost rodul interviului, sau mă rog, motivul interviului mare, erau două sau trei pagini cu deschidere, era ceva fabulos atunci, când ai venit, te-ai întors din Mont Blanc pe ascensiunea de iarnă. Deci ai făcut Mont Blanc cu tot așa un eveniment la vremea respectivă, super inedit pentru România celor vremuri și pentru România vremurilor noastre. Și apoi ne-am mai întâlnit, cred că acum 3 sau 4 ani, și aici trebuie să-mi dai niște explicații, că atunci nu prea am avut timp. Am stat la masă cu Mălin Mușatescu, era guvernatorul Deltei, la Hobina, unde a devenit campion mondial la spinning. Da. A trădat muntele pentru pește. am luat... Bine, ai spus că stai cu ascensiune, că îți place muntele. Ce treabă ai cu șesul? Da, hai cu mine odată și o să vezi ce muncești acolo mai rău decât pe munte. Am câștigat o cupă mondială, am ieșit vicecampion mondial de două ori și am câștigat campionatul mondial în Rusia. I-am bătut pe ruși acasă. Extraordinar, deci e fabulos. Da, nevastă mea... De la 0 la 1000 de metri altitudine, i-ai bătut pe toți. Nu. Am ajuns și cred că i-am spus lui Romeo ieri la întâlnire, i-am spus că o pasiune nu poți face 99,9%. Ori o faci 100%, ori mai bine nu o faci. Așa am căzut și eu în patima asta pescuitului și mi s-au deformat și degetele de la pescuit, mai bine zis. N-am căzut de la plus, de la 8.848 la 0. Nu, îmi place ceea ce fac și o fac cu cea mai mare pasiune. Și îmi dedic... N-ai căzut, ai urcat. Asta era ideea. Dar... spune-mi cum ați venit, de ce nu pescuiești pe apele peste de munte, de ce nu dai la Păstrăv, la Lostriță, la Copcă. Dau și la alea, numai că sunt mai departe de locurile astea unde mă duc mai des. Îmi place foarte mult Delta, Laurenți. Extraordinar de mult îmi place Delta Dunării și cred că merită tot efortul să o facem mai altfel decât e acum. E un prăpăd mare, ca peste tot. Din ce în ce mai mare. A fost și eu săptămâna trecută și vorbeam de peturi mai devreme. Este groaznic. Da, da. După cum știi, noi am lansat și o aplicație, a fost prezentată și în emisiunea de la Canal 33, Planet Ice, tocmai în direcția asta de a civiliza un pic poporul român, chiar dacă e un pic mai dur, adică îndeamnă oamenii să se părească unii pe alții, adică să transmită prin intermediul telefonului mobil orice act de stat antisocial, de aruncarea gunoiului în spațiu public, în mediu, și de a-l afecta destul de grav. Din păcate, asta este. Vreau să te întreb până trecem și la Ileana. Cum vezi această mare de public, ca să spun așa, de români care escaladează munții în virtutea faptului că trebuie să avem grijă și de ariile naturale protejate? Adică fluxul ăsta de turism pe munte până spre golul alpin trece prin păduri și lasă urme. Noi încercăm să identificăm soluții pentru ca aceste ascensiuni, ca să le spun așa, să aibă cât de cât o regularitate și niște lucruri, niște reguli bine stabilite. Vorbesc noi în calitate de cercetător la Academia Română pe Biodiversitate. Ce părere ai tu? Cum ar trebui să se întâmple lucrurile în continuare? Eu stau foarte mult de vorbă cu șefii salvamontului din zonele montane, șefii, că sunt mai mulți prieteni care sunt șefi de salvamont și îmi spun că niciodată în istoria lor de salvamontism nu s-a întâlnit cu atâta puzderie de lume. Ce e important e că nu au fost accidente majore.
în moment, până acum, pentru că a fost vreme frumoasă, a mai plouat, dar nu a fost frig, n-a degerat nimeni. O să vină vremea rea și lumea va mai sta acasă că... și vor merge tot cunoscătorii pe munte. Ideea e că nu prea ai ce face decât la nivel, într-adevăr, de parcuri, areale protejate, acele areale sunt niște oameni, niște rangeri și trebuie să lase un anumit număr de oameni să urce, de exemplu, moldoveanul. Păi am văzut o fotografie, 1000 de oameni într-o zi pe moldoveanul, fraților. Era coadă ca pe vremea lui Ceaușescu, la pui. Pe bune. Sunt... lumea voia să se ducă, asta e... Care vin prieteni de-ai mei să mă întrebe ce unde să ducă, le spun, bă, duceți-vă în munții occidentali, duceți-vă în munții Moldovei, că sunt mai puțini. Și acolo e pusderie. Am vorbit mai devreme cu un prieten de la Baia Mare, la Borșa e dezastru. În zona Cascada Cailor, probabil că știți zona aceea foarte frumoasă, Rodnei, peste tot. E bine că românul iese, e bine că își duce copilul la munte, că merge cu familia. Rămâne de datoria fiecăruia și de... capul fiecăruia, ce urme să lase, cum să lase urmele alea. Acel pet, acea nenorocire de gunoi chiar n-ar trebui lăsat acolo. Și de asta mi-e teamă. Dacă anul trecut coboram doar cu un sac de peturi de pe munte, acum trebuie să-mi iau 5 saci. E... din punctul meu de vedere, ar trebui mai multă influență din partea voastră a mediei, a mass mediei, de emisiuni, de aduceți oameni de așa de valoare, să zic, în domeniul ăsta, să povestească cam cum ar trebui să meargă oamenii pe munte și cum trebuie să comporte. Comportamentul pe munte e defectuos în mare parte la români. Atât. Nu faptul că merg mulți. Nici o problemă. Dar să... facem în așa fel încât să nu facem prăpăd. Atunci va trebui să te invităm mai des. Din partea, uite, salvamontului, dacă ar fi o amendă, cum e la mască, nu porți și amendă de 10.000 de lei, să nu știu ce, pentru cel care aruncă sau nu are echipament. În măsura în care se poate. Știu că nu e personal, e delicat, dar să fie și o linie de legi. Chiar am stat de vorbă cu un prieten salvamontist, șef de salvamont la Baia Mare, la salvamont Baia Mare, și dacă nu erau trei în mașină, l-a oprit pe unul cu un Range Rover, care aruncase o pungă de mici pe drum. Și în spate lui era mașina salvamont. Și dacă ăștia nu erau trei, mâncau bătaie, dacă erau doar doi. Că era un mălău cât... deci, ori dai Kalashnikov-ul, ori nu te apropii de ei. E foarte complicat. Știi cum e? 1 iunie ăsta care a fost anul ăsta a fost ca la un block starter, niște alergători la block starter și toți au fugit să iasă cât mai mult, să facem, să vedem cât mai mult. Și lucrurile astea, pe de-o parte, sunt și acei 1-2% care fac rău. Ți-am spus, astăzi am vorbit de cel de la Borșa care a aruncat o pungă cu mici pe drum. Și erau trinși. Sunt probleme majore. Amenzi. Păi rangerii pot da amenzi, jandarmii montani pot da amenzi, poliția montană poate da amenzi, salvamontistul deci poate da, există. Okay. Dar te-a pus să dai amendă la unii care stau cu boxa pe umăr și au tatuat pe mână Maria și Ion? Păi trebuie să te ferești de aia, nu te supăra. Și asta e îți dai seama că omul ăla și-a tatuat aia după ce a bătut pe cineva. Păi eu mă apuc să mă bat pe munte, eu vreau să vorbesc cu omul civilizat. Asta vreau eu. E, aici nu mai e vorba de acțiunea unui guvern sau a oficialității. Nu, aici depinde doar de noi. Ca și cu nebunia asta de pandemie, cu toată de noi depind trei lucruri. Atât, de noi. Nu ne trebuie legi pentru asta. Bă, ferește-te de... păstrează distanța aia, poartă masca și spalte pe mâini, frate. Ce-ți trebuie mai mult de atât? Nu ne trebuie... mai mult de atât, nu ne trebuie legi pentru asta. E, așa și pe munte. Ce poți să-l înveți pe ăla dându-i o amendă? Bă, ăla trebuie să-i rupi piciorul. Pur și simplu, bă, nu mai e ce căuta 5 ani pe munte. Și sunt oameni care merită asta, crede-mă, din punctul meu de vedere, după 46 de ani de alpinism, după
zeci de mii de zile trăite pe munte și întâlnirile cu multă lume, cu mulți oameni, îți spun, există două variante, să poți vorbi cu el civilizat sau nu. Când nu, nu, frate, atunci trebuie pus la punct. Scuzați-mă, sunt puțin extremist, dar mi se pare că n-ai cum să faci și altfel. Da, e, și mai e un aspect și uitam să trec la Ileana cu, pe linia asta care a stat o jumătate de oră la, pe vârful moldoveanu, că se făceau selfie la steag și la placheta cu... Da. E această adicție, sevraj de imagine, de vanitate să se pozeze, dacă vecinul s-a dus și s-a pozat la vârful moldoveanu și el nu s-a dus, e nefericit în linia asta. Ileana, povestește-ne cum ai stat o jumătate de oră la selfie, la moldoveanu. Da, vorba voastră, am rememorat și chiar discutau cei din fața noastră glumind de vremurile de pe dictatura ceaușistă, când stăteam la coadă, că nu aveam nici mare spațiu acolo ca să stăm la distanța regulamentară și a trebuit să așteptăm, bineînțeles, care nu poate fi găsită în alte părți. Numai că, din păcate, nu este promovată la fel de eficient ca cei din străinătate. Da? Alte locații foarte cunoscute din țări, unde poate doar numele și reclama este mai mare decât ceea ce oferă peisajul ca atare acolo. Ce să vă spun despre alegerile potrivite din perioada asta? Azi noapte am avut lună plină, deci o perioadă extraordinar de bună pentru a elibera variante mai vechi ale noastre și a ne transforma așa puțin în ceva ceea ce ne dorim. Repet iarăși, David este, cred că, cel mai bun exemplu în perioada asta ca model care să ne inspire, pentru că urmează o perioadă a asumării și a lecțiilor care ne învață cum putem să ne transformăm vis-a-vis de ceea ce am fost până acum și ceea ce ne dorim să fim. Știi că niciodată nu poți să devii ceva dacă nu renunți la niște convingeri, la niște tipare pe care le ai despre tine. Noi, ca oameni în sine, suntem genetic construiți în așa fel încât să tindem mereu să ne depășim limitele acestea, limitele corpului fizic, limitele mentale, a ceea ce putem face și realiza. Și în modul ăsta evoluăm și punem pasiune în ceea ce facem. Iar când îți descoperi, uite, ca David, pasiunea și te implici 100% în ea, nu are cum să nu iasă ceva extraordinar de frumos. Și cu siguranță că David, chiar dacă, uite, spune că are 60 de ani, o să ne inspire în continuare în cât mai multe expediții, în cât mai multe concursuri de pescuit sportiv. Și o să fie pentru noi cu siguranță un exemplu de persoană care și-a depășit limitele, da? Înțeleg că ai făcut haltere, da. Alpinism, pescuit sportiv. Deci vreau să-mi spui personal, cum ai reușit, un secret de al tău, măcar unul din lucrurile pe care tu le-ai făcut în mod conștient, ca să lași cumva deoparte David, pe acel David halterofilul, să treci la David alpinistul, da? Adică partea asta chiar mă interesează și poate că ar fi un exemplu bun pentru noi toți, fiecare, ca să lăsăm în urmă ceea ce nu ne mai trebuie și să facem alegerile potrivite mai departe. Uite, eu pot să aprofundez puțin de ce am trecut așa de la una la alta. Cred că am avut șansa să apuc ultimul vagon care a trecut pe lângă mine, trenul. Pentru că ai alergat destul de bine. Am alergat, da? Destul de bine. M-am lăsat de halter exact când a trebuit, pentru că a venit momentul să intru în viața aia de adult, la 20 de ani, și m-am apucat de alpinism. Mai serios, făceam alpine și în perioada aceea și tot făcând munte, urcând anumite trepte, îți dai seama că vrei mai mult. Niciodată, eu nu sunt de acord că dacă mi-am atins un țel, să zic, un vârf din lumea asta, gata, nu mai am de ce să mă mai duc. Nu, mă mai duc încă de 10 ori pe vârful ăla. Mie îmi place nu vârful în special, ci drumul până acolo, ca să fie clar. Iar legătura asta care ai făcut-o tu între alpinism și pescuit, și mai ales e vorba de natură.
Eu am zis și vă spun și probabil că ți-am spus-o ieri la întâlnire, eu aș vrea pe lumea cealaltă să am doar două lucruri. Munte și delta. Atât. Restul nu mai întrebui nimic. Îmi doresc foarte mult să urmeze cât mai... E foarte... Oameni buni, lăsați, dați frâu libertății voastre, nu știu cum să vă spun. Faceți ce puteți să da, faceți frumos și bine. Dacă eu m-am apucat de pescuit căzând de pe munții înalți, înseamnă că n-am fost un nebun când munții înalți. Înseamnă că i-am iubit și pe aia, iubesc și pe ăștia, și pe delta, și pe râuri repezi. Nu contează natura să fie. Pentru mine natura e peste tot la fel de frumoasă. Iar drumul până ajungi într-un vârf, să știi că e cel mai interesant și mai ales coborârea și revenirea la viață. Aș fi vrut să vorbim mai mult despre munți, dar lumea poate vrea să audă ceva mai profund. Te mai chemăm, nu o să ai scăpare. Munții sunt, într-adevăr, te aduc fiecare pas într-un munte înalt, fiecare pas te aduce la baza simțurilor tale. Fiecare pas îți ia din energia care o ai acumulată pentru ascensiunea aceea, care ți-ai rezervat-o pentru ascensiunea aceea. Fiecare pas înseamnă de fapt un chin și trebuie să lași deoparte toate gândurile alea care le avem în cap, să pleci fără prejudecăți într-o expediție, să vii de acolo, să pleci golit de gânduri și să vii cu amintirea acelor locuri unde ai fost. Asta a fost dorința mea toată viața, să fac. Am foarte multe lucruri de povestit despre locurile unde am fost și prea puține lucruri despre vârful în sine. Ce să spun, o stâncă de 5 metri pătrați unde de-abia respiri și stai 5 secunde să-ți faci o poză cu steagul României și n-ai pe nimeni în jur și ești singur. Asta mi s-a întâmplat de foarte multe ori pe vârfurile mari ale lumii. Dar drumul de întoarcere și revenirea la viață cu fiecare metru care îl coborai te face fericit și nu ca să te mândrești cu ele într-o emisiune, cu rezultatele astea în fața oamenilor, uite ce am făcut eu, să mă bat ca King Kong cu pumnii în piept. Nu. Îți dai seama de fapt că ai putut, că poți și vei putea în continuare să faci lucruri mai mari, mai grele, mai dificile. Și asta m-a determinat să urc din ce în ce mai vârfuri mai dificile. Munții pentru mine au reprezentat... Poftim! Romeo, vorba lui Pruteanu, doar o vorbă să-ți mai spun. David Neascu, povestești atât de frumos despre munte, despre delta, încât pur și simplu te captează, te unge la suflet. Așa că eu, pentru Marele Campion, am o 20 de secunde, Romeo, așa, ca să cânt și eu ceva despre muntele, despre natura, limba congoleză, în mod special pentru David. Și melodia sună cam așa. Angana luka mongu tuna luka kisia David. Angana luka mongu tuna luka kisia David. Mayele silinga imwana mama chika ngana lela. Kumanga ingana buma yoto bumana. Yolingina chika pona yopona nini. Mokili basala yango pona yomokote. Boni yako mama vepoye David. Mulțumesc. Pățica, pentru Marele Campion. Mulțumesc frumos, Victor. Cu mare drag. Foarte frumos. David, să revenim un pic la faptul că ești un profesionist al munților, nu numai al muntelui. Mi-aș dori foarte mult să mai vii într-o emisiune și să explicăm faptul că muntele nu iartă. Muntele are, ca și orice alt element de natură, incertitudini și chiar pericole. Să nu uităm că, iată, s-a împlinit un an de când nu mai este printre noi Joel Torok, sau alții ani de când a plecat dintre noi, tot așa, în urma unei, să zicem, banală expediții, sora lui Coco, Dor Popescu. Deci muntele, iată că nu iartă profesioniști și aș vrea să, ca tu să revii într-o emisiune la Canal 33 și să povestim despre aceste
pericole pe care oamenii întâlniți de Ileana, de Romeo, pe munte zilele astea la Moldoveanu, probabil că nu le știu și efectiv le ignoră complet. Deci aș vrea să, ca profesorist să atragi, să da. Tragi un semnal de alarmă, pentru că muntele este totuși destul de periculos, pentru cine nu se duce. Muntele este periculos, dar muntele iartă. Din punctul meu de vedere, sunt două tipuri de pericole pe munte. Obiectiv și subiectiv. Pe munte nu există decât pericole subiective. Și poate să vină oricine să-mi spună orice. Asta cred eu. Totul se întâmplă datorită nouă. Datorită lipsei de antrenament, datorită indolenței, necunoașterii, echipamentului prost, toate lucrurile, avalanșa, toată lumea spune, domnule, avalanșa e un pericol obiectiv. Nu, fraților, avalanșa este un pericol subiectiv. Dacă recunoști zona de avalanșă, știi să te ferești de acea zonă. Fulgerul, dacă știi norii, cunoști norii, știi să te ferești de fulgere, e foarte complicat. În schimb, într-adevăr, muntele e periculos, dar chestia asta că muntele nu te iartă, pe mine m-a iertat în viața mea de fiecare dată. Jolt, săracul, a murit dintr-o greșeală absolut banală, dar asta e altă poveste. Alții, cum a fost Geta, care l-ai pomenit, sora lui Coco, dintr-o greșeală altuia. Vezi tu, alegerea rămâne la latitudinea fiecăruia, pe unde să o ia, cum să o ia și cât să studieze despre zona unde se duce. Mie mi-au trebuit câteva ieșiri serioase în viața mea, după câteva ieșiri serioase, să-mi dau seama de fapt că când propuneam să plec într-o zonă puțin cunoscută, cum e Kamchatka, de exemplu. Am fost în Kamchatka de 3 ori. Când am plecat prima dată, a trebuit să citesc zile în șir despre zona aia și ce pericole mă pot aștepta, nu muntele neapărat, ci zona până să ajung la munte, pentru că a trebuit să merg 6 zile prin cea mai mare ursărie de grizzly din lume. 6 zile, 3 oameni, într-o pădure, într-o taiga fantastică din Siberia, din Kamchatka. Deci asta să înțelegem, David, că uite, timpul ne presează și trebuie să închidem. Da. Să venim la tine la magazin, la Himalaya, să vorbim cu consultanții tăi și chiar cu tine. În momentul când pregătim o expediție în munți sau o escaladă, o ascensiune, să fim bine informați și bineînțeles bine echipați și să evităm astfel orice neplăcere. Vă mulțumim, dragilor, pentru că ați participat alături de noi la această emisiune și vă invităm la o nouă ediție a lui Business Philosophy pe canal 33 săptămâna viitoare de la ora 18 miercuri. Sănătate!